Capitolul 2. Crizantema. Adrian, unde ești? Am strigat din toți rărunchii. Aici, în grădină, s-a auzit o voce de băiat. Eu sunt pe acoperișul beciului, hai și tu aici sus, să vii cu ceva bun de mâncare. Am țipat eu tare să mă audă. Mă rodea foamea, era deja ora prânzului. Ce să aduc, că nu mai avem nimic? Pâinea prăjită și gogoșile s-au terminat, merele la fel, eugenii nu mai sunt, a zis el tare. Adu niște pâine cu lapte din beci, vezi că e în găleata aia mare, maro, mulți de mamaia de-aseară. Am zis eu, uitând că mamaia ieșia pe undeva prin zonă și sigur ne aude. Leano, Leano, lasă laptele acolo la prins, strigă mamaia din bucătărie, deschizând ușa și uitându-se la mine în timp ce trebăluia pe lângă niște tuciuri. Laptele ăla îmi trebuie mie la închegacaș, nu-l luați voi așa, aiurea. Hai, mamaie, că ne-e foame, se ruga vorul meu Adrian, vrem smântânică. Vreți bătaie? Acu iau crizantema din grădină și valtoiesc pe amândoi și mai ales pe aia mare, că ea e capul răutăților. S-a uitat ea zâmbind către mine, știind că zice un mare adevăr. Așa ne amenința mamaia la bădeni cu crizantema, adică o urzică moare cu semințe care era foarte usturătoare. Știam că era așa pentru că din greșeală mai călcam pe câte una prin grădină când culegeam smeură și făceam pășicuțe pe picior. Ne tot amenința cu urzica înflorită, ba odată chiar a rupt una și a venit cu ea spre noi, însă niciodată nu ne-a atins cu ea. Ne iubea prea mult. Era în anul 1984. Eu aveam 6 ani, vărul meu Adrian 4. Și tare ne mai era bine acolo în vremea copilăriei. Urzica a rămas și acum în memoria mea cu denumirea de crizantema și a fost planta care ne-a ajutat chipurile să fim cuminți. Până data viitoare!